Cel mai mare accident din istoria campionatului automobilistic american NASCAR. 27 de mașini din 40 au fost implicate în carambolul care s-a produs pe pista de la Talladega din Alabama. And look at that, look at the speed. Oh! Here we go. Cindric's gone, so too is Logano. Harrison Burton's in there. The joy. Totul s-a întâmplat cu 5 tururi înainte de final, după 185 de tururi fără incidente. Liderul Austin Cindric a intrat în coliziune cu Fordul lui Brad Keselowski înainte de a se răsturna și de a provoca un carambol uriaș supranumit The Big One. Când fumul s-a risipit, a început numărătoarea. În total, 27 de concurenți au fost implicați în acest carambol gigantic. NASCAR a menținut cursa sub stea galben până cu 3 tururi înainte de final, apoi a scos steagul roșu din cauza prezenței mai multor mașini de curse avariate încă pe piste. Cursa a fost reluată pentru două tururi suplimentare și s-a încheiat cu victoria lui Ricky Stenhouse Jr. în fața lui Keselowski și William Byron. NASCAR Racing este unul dintre cele mai populare sporturi din Statele Unite. Spectacolul este garantat pe toată durata întrecerii. Nu sunt puține fazele în care trei piloți rulează unul lângă celălalt la viteze de peste 300 de km la oră. Depășirile sunt la ordinea zilei, iar finalurile sunt incendiare. Majoritatea curselor sunt decise la milimi de secundă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Wii Sport. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!